Zi-mi așa, dacă ar exista o persoană în afară de tine, căreia să-i mulțumești pentru cariera ta, cine ar fi? Bunicul. Trebuie să vină o prietenă și să dau pe tare. Bunicul meu. El a văzut potențialul, el a văzut talentul și el a investit foarte mult și financiar și energetic și tot. Și părinții mei, locul 2. Ok, deci el cumva de mică, de când erai tu mică, el și-a dat seama, stai, fata asta este talentată la muzică, trebuie să investesc. Da. Prima mea piesă a fost cumpărată de bunicul meu, primul meu pian a fost cumpărat de bunicul meu, lecțiile de cant au fost plătite de bunicul meu și întotdeauna îmi spunea, acum o să fiu, întristăm un pic cu oamenii, dar atunci când eu nu voi mai fi, să nu mi-aduci flori, să-mi cânti lambada. Da. Ce să mai zic după asta, dar el venea după te, adică când erai tu mică? La bunicul meu și el când cosea iarba, când lucernă, cum era, nu știu dacă ai fost la țară vreodată, dar întotdeauna mă punea să-i cânt Mălina Olinescu, Mădălina Manole și îmi spunea să-i fac seara sau ziua mai frumoasă, că muzica și vocea mea îl ajută. Dar sunt curioasă, când erai mai mică, poate mergeai la vreun concurs sau două, el venea acolo, te duceam. Când eram mică la concursuri, am început să merg pe la 14-15 ani, cam așa.